din proiectele mari care noi le-am făcut în 2016. Toate sunt aduse deja la trolebusele, domnul Morgoci, astea cu baterii. Am văzut că le-ați testat, le-ați plimbat, câte aveți, am înțeles că le certificat și nu puteți în Moldova, trebuie să duceți în Belarus cu ele. Spuneți. Domn primar, avem confecționate 100 de troleibuse cu forțele proprii și cu la Chișinău. Anul acesta am confecționat 20 troleibuse, 15 sunt date în circulație, 5 sunt în lucru. Acele comerț autonom care necesită, cum și v-ați exprimat dumneavoastră, necesită certificare la MISC. Pe anul acesta, de acum suntem, de când conlucrăm cu colegii de la MISC pentru a contracta numărul troleibuselor pentru anul 2017. Păi mergem înainte, indiscutabil. Când o să le expediați la MISC pentru certificare? Și cum tot așa cu trenul sau agățat de... Domn primar, este necesar de a expedia la MISC o unitate de transport. Păi da, da. În confecționată și testată aici la Chișinău pentru a fi certificat acolo. Eu cred că săptămâna aceasta trebuie să-l încărcăm pe platformă, să-l expediem încolo, mai sunt niște... Trenul sau cu tirul? Cum? Cu trenul, cu platformă. Deci vă dați seama la ce calea ferată. Poftiți? Pe calea ferată, da. Nu, vă dați seama la ce am ajuns noi? Am asamblat trolebus, fără fir, și nu-i putem obține certificat în Moldova. Trebuie să-l ducem în Belarus, ca să ne dea certificare, ca să-l putem exploata. Deci noi avem un produs cu care nu avem ce face în Moldova. Republica Moldova nu-i gata să primească asemenea